Donații necesare pentru Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoanele cu Dizabilități din Comuna Șimian au fost făcute de către un ONG în colaborare cu o companie din Germania. Centrul pentru persoane cu dizabilități a primit azi foarte multe echipamente medicale necesare. Membrii ONG-ului Masa Rotundă din municipiul Drobeta-Turnu-Severin au dat astăzi o mână de ajutor în colaborare cu un ONG din Germania. Acești oameni cu suflet au oferit cărucioare cu rotile, dușuri mobile, saltele, dar și alte lucruri necesare acestor centre. Este vorba despre o donație a ONG-ului Masa Rotundă, este vorba despre un ONG din Drobeta-Turnu-Severin aflat în parteneriat cu un ONG din Germania. Oamenii ăștia și-au făcut un obicei să vină cu donații la azile de bătrân, la centre pentru persoane cu dizabilități. Din fericire, din acest moment am stabilit și noi un parteneriat cu ei. Ne-au adus de această dată multe echipamente medicale, să spunem, care ne sunt foarte utile în activitatea pe care o desfășurăm. Vorbim de saltele, vorbim de scaune cu rotile și multe altele asemenea. Așa cum știm cu toții, sistemul social este, din păcate, subfinanțat în România, așa că trebuie să ne gospodărim cum putem, cum știm, prin donații, prin parteneriate de acest fel. Vom continua aceste demersuri de colaborare și cu alte ONG-uri. Până una alta, le mulțumim tare mult celor de la Masa Rotundă pentru faptul că au venit și către DGASPC Mehedinți și să sperăm că lucrurile vor continua într-o colaborare cel puțin la fel de bună și de acum înainte. Acest ONG din Germania, împreună cu ONG-ul din Drobeta-Turnu-Severin, Masa Rotundă, sunt la a șasea donație de acest gen. Această acțiune se numește Convoiul de Vară și vine în sprijinul tuturor centrelor de îngrijire și asistență pentru persoanele cu dizabilități. Împreună cu prietenii din Germania, este al șaselea transport de echipament medical sau pentru cămine de bătrâni și copii, pe care reușim să aducem în Mehedinți în ultimii 2 ani jumătate. Ne bucurăm că, mai ales acum în această perioadă a pandemiei, am reușit să trecem peste toate barierele și sunt din nou aici cu un tir, cu echipamente pentru căminele de bătrâni în principal și de copii. Sunt saltele, sunt cărucioare cu roți, dușuri mobile, diverse aparate necesare căminelor din județ. Nevoia se resimte în toate centrele, iar acești oameni au binevoit să ne ajute și de această dată, chiar dacă pandemia de coronavirus le-a pus o piedică. Donațiile au ajuns și de această dată în județul Mehedinți, mai precis la Centrul pentru Persoane cu Dizabilități din Comuna Șimian. Orice donație în direcția noastră este oricând binevenită, având în vedere lipsurile existente. De la această fundație este prima oară când primim donații. Și sper să le putem valorifica într-un mod cât mai pozitiv. Au adus ceva ce a lipsit neapărat? Da, avem echipamente de suportive și asistive pentru beneficiarii noștri cu diferite dizabilități. Sunt destule? Destul nu e niciodată, pentru că se și uzează în permanență, având în vedere faptul că le folosim mereu. Sistemul social din România este subfinanțat, iar aceste donații vor ajuta foarte mult pe cei din centrele pentru persoane cu dizabilități.